Până acum o lună și jumătate, puțină lume știa că în România, mai precis în județul Argeș, există o localitate numită Moșoaia. A făcut-o celebră primarul după ce a decis instalarea unui aparat de zbor la intrarea într-o comună care n-are nimic de a face cu aviația. Edilul a ignorat toate ironiile pentru că în mintea lui încolțise altă idee, să facă avionul un fel de ghid al localității. Așa s-a și întâmplat, iar acum aparatul de zbor a devenit vorbitor, povestește oricui cât de mare este localitatea, dar și care sunt realizările primarului. Bine ați venit în comuna Moșoaia. Relieful comunei Moșoaia este format din dealuri cu înălțimi mici, altitudinea maximă fiind de 434 de metri. Sunt informațiile pe care le primesc cei care se opresc în fața avionului. Acum este un punct de reper, dar și un simbol al comunei, spun localnicii. Prezintă localitatea. Da, știu și istoricul că locuiesc la câteva case. Avionul a fost folosit ani de zile de un pilot care locuiește în comuna Moșoaia. S-a gândit să-l doneze, deși îl leagă multe amintiri plăcute de el. Mai exact, cele în care cuplurile își uneau destinele, la înălțime. El fiind un avion cu 4 locuri, scaunul aici din dreapta se sucește la 180 de grade și primarul stătea pe scaunul sucit la 180 de grade și cei care scăstăreau stăteau față în față. Bineînțeles, era o cameră fixă care filma totul. Cel care a venit cu ideea să-l transforme în simbol al comunei a fost chiar primarul. Am adus cele 4 utilități importante, apă, canal, gaze și asfalt, și cetățenii au găsit la noi în localitate un punct în care să construiască și astfel s-a dezvoltat numărul de locuitori ai comunei noastre. Autoritățile speră ca în viitor să aibă și pistă de zbor, chiar dacă avionul ghid nu mai are cum să zboare.